Bună dimineața, onorată audiență, stimați reprezentanți ai mass media. Pentru început, vreau să-i mulțumesc doamnei ministru Alina Ștefania Gorghiu pentru acceptarea invitației de a întreprinde vizita oficială la Chișinău, ceea ce este un frumos prilej pentru ambele părți de a agrea prioritățile viitoare de colaborare și a dialogului bilateral. Vreau să menționez că, odată cu acordarea Republicii Moldova statutului de țară candidată la Uniunea Europeană, calendarul nostru a devenit unul extrem de solicitant și astăzi suntem antrenați în diverse discuții, proiecte cu partenerii de dezvoltare, pentru care le suntem extrem de recunoscători. Cu toate acestea, vreau să accentuez că parteneriatul cu România rămâne a fi cel mai valoros pentru Guvernul Republicii Moldova și pentru cetățenii de aici. Vă mulțumesc mult, doamna ministru, pe această cale și pentru faptul că România este cel mai bun avocat al Republicii Moldova la Bruxelles și nu doar la Bruxelles. Astăzi, în cadrul unei discuții extrem de fructuoase, am reconfirmat angajamentul nostru de a promova politici necesare unui stat de drept și am remarcat susținerea Ministerului Justiției din România în oferirea expertizei și în împărtășirea celor mai bune practici. Am avut ocazia să-i vorbesc cu doamnei ministru despre procesele demarate pe segmentul justiției, inclusiv despre procesele de evaluare a integrității actorilor în justiție și ne dorim mult ca acest proces să deruleze într-un ritm mai accelerat. Am împărtășit omologului meu despre reformarea prin proiectul de lege adoptat recent a Curții Supreme de Justiție cu atribuții de Curte de Casație, astfel urmărim scopul de a îmbunătăți calitatea practicii judiciare. Am folosit acest prilej pentru a discuta inclusiv despre exercițiul responsabil, dar dificil asumat de autoritățile moldovenești în partea ce ține de pregătirea către deschiderea procesului de negocieri cu Uniunea Europeană. Instruirile în materie de armonizare legislativă oferite de către colegii români reprezintă pentru noi o școlarizare, să zic așa, indispensabilă și extrem de utilă, exprimându-ne astfel dorința de a beneficia și în continuare de recomandările experților români în tot acest parcurs. Mai menționez că noi am apreciat în comun rolul imens al activităților care au fost realizate de instituțiile noastre pe parcursul anilor 2022-2023 și importanța acestora în sporirea calității resursei umane din cadrul Ministerului Justiției de la Chișinău. Am să trec în revista aceasta, e vorba despre grupul de lucru tehnic în domeniul cooperării judiciare, al tratatelor și relațiilor internaționale, grupul de lucru în domeniul elaborării actelor normative, ședința comisiei a celor două comisii de drept internațional umanitar care a fost desfășurată recent la Chișinău. Ne-am propus și pe viitor să insistăm asupra diversificării formelor de cooperare bilaterală, inclusiv pe domeniile ce ține de procesul de elaborare a documentelor de politici, proiectele de acte normative, procesul de îmbunătățire a accesului la justiție, devenirea mai prietenoasă a justiției pentru cetățeni și inclusiv creșterea calității actului justiției. Consider că acțiunile de cooperare în materia prevenirii și combaterii corupției, dar și schimbul de bune practici, privind activitatea instanțelor de judecătorești, vor aduce un plus de valoare reformei sistemului nostru de justiție. Desigur, experiența colegilor din România este foarte importantă și când vorbim despre asigurarea accesului la o justiție echitabilă și transparentă. Este binevenită și, de altfel, suntem recunoscători pentru preluarea de bune practici pentru buna funcționare a sistemului penitenciar și instruirea colaboratorilor din sistemul penitenciar, dar și a sistemului de probațiune. Și, în ultimul rând, am atestat o foarte frumoasă colaborare și apropiere între reprezentanții profesiilor juridice din România și Republica Moldova și domeniul pe care, cu siguranță, îl vom dezvolta și în continuare. Mă bucură enorm acum disponibilitatea Ministerului Justiției din România de a susține inițiativele noastre de consolidare a cadrului normativ și instituțional, acestea fiind îndreptate să satisfacă, pe de o parte, atât așteptările legitime ale cetățenilor, dar și cele ale Uniunii Europene, care ne acordă încredere în accelerarea pe parcursul nostru european. Totodată am discutat și așa am convenit cu bucurie că vom întreprinde măsurile
imediate, astfel încât în viitorul apropiat, cel mai probabil la începutul anului viitor, să organizăm la Chișinău cea de-a treia ediție a Forumului Republica Moldova-România în domeniul justiției, aceasta constituind o platformă de interacțiune pentru reprezentanții tuturor instituțiilor de justiție din Republica Moldova și România, oficiali de rang înalt din partea ambelor părți, societate civilă și mass media. Stimată doamnă ministru Gorghiu, din numele Ministerului Justiției, dar și al meu personal, vreau să vă mulțumesc mult pentru discuția fructuoasă avută cu dumneavoastră și echipa dumneavoastră și vă asigur de interesul nostru în continuitatea dialogului nostru bilateral și subiectele de interes comun. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, doamna ministră, pentru această invitație de astăzi și pentru discuțiile extrem de constructive. Să știți că mă bucur că această primă vizită a mea în calitate de ministră a Justiției are loc în Republica Moldova, la Chișinău, pentru că este un mesaj puternic care confirmă sprijinul pe care România îl acordă Republicii Moldova în orice domeniu. Mulțumesc, doamnei ministre, încă o dată pentru invitație, pentru discuțiile cu echipa domniei sale și am asigurat-o că vom continua demersurile susținute în relația cu instituțiile Uniunii Europene și statele membre în sprijinul Republicii Moldova pe toate palierele legate de integrarea europeană. De altfel, am asigurat-o pe dânsa și echipa domniei sale că susținem toate obiectivele de reformă pe care și le-a asumat și nu sunt puține, sunt multe și curajoase și o felicit că este una din vocile puternice pro-europene de care România se simte atașată. România acordă sprijin pentru obținerea unei decizii pozitive până la finalul anului în curs privind deschiderea de către Republica Moldova a negocierilor de aderare. Și vă rog să-mi permiteți, doamna ministră, să vă asigur de felicitările noastre pentru progresul realizat în implementarea celor 9 recomandări formulate de Comisia Europeană anul trecut în iunie, inclusiv în domeniul justiției și mai ales în bătălia cu corupția. Suntem pregătiți, așa cum spunea și dumneavoastră, să acordăm în continuare autorităților de la Chișinău asistență tehnică în procesul de reformă a justiției și consolidarea statului de drept, împărtășind din experiența noastră, mai ales din perioada de preaderare, care n-a fost simplă nici pentru România. De asemenea, așa cum menționați dumneavoastră, vă asigurăm în continuare de ajutorul nostru pe transferul de expertiză, pe transpunerea acquis-ului comunitar, formarea profesională a experților din administrația centrală care sunt implicați în procesul de integrare europeană și vă asigurăm de suportul în derularea priorităților dumneavoastră. Am schimbat câteva idei cu doamna ministră și echipa din Ministerul Justiției din Republica Moldova și legate de prioritățile ministerului pe care îl conduc de puțină vreme și am vorbit despre nevoia de digitalizare, de aducerea educației juridice în școlile din România și aici vom avea un schimb de experiență, cred eu, benefic pentru ambele țări, de îmbunătățirea condițiilor din penitenciare și o justiție accesibilă. Îmi doresc ca oamenii să înțeleagă exact cu ce ne ocupăm, ce facem, care sunt proiectele noastre, pentru că justiția trebuie să fie aproape de cetățeni. Chiar în aceste zile ne confruntăm cu o temă extrem de sensibilă. Îi spuneam și doamnei ministre, abuzul și consumul și traficul de droguri în România este un fenomen despre care va trebui să vorbim și să vorbim cu maximă seriozitate și cu măsuri concrete. Din păcate, așa cum am putut constata în ultimul timp, fenomenul drogurilor s-a amplificat și și-a amplificat caracterul global, combaterea acestuia impunând o colaborare a tuturor statelor. De aceea, strategia națională a României în domeniul drogurilor pe perioada 2022-2026 prevede faptul că este necesară interconectarea dimensiunii interne și externe a politicii României în materie de droguri. Pentru noi e o provocare importantă combaterea traficului și a consumului de droguri și, în primul rând, destructurarea rețelelor de criminalitate organizată care lucrează în acest domeniu. Vă dau doar un număr.
referitor la cercetări la nivelul sistemului de justiție, determinarea de a acționa cu zero toleranță împotriva traficului de droguri se vede din faptul că numai anul acesta, de exemplu, au demarat cercetări în peste 6.000 de dosare care au ca obiect traficul de droguri și îi asigur pe cetățenii noștri din România că vom continua tot așa. Doamna ministră Veronica Mihailov-Moraru, dați-mi voie să le comunic celor din presă că suntem determinați să continuăm această relație bună dintre Republica Moldova și România. Suntem determinați să armonizăm în continuare instrumentele și instituțiile dintre cele două țări, astfel încât justiția să fie una foarte bună, să cooperăm în continuare în domeniul probațiunii, să facem schimb de experiență. În privința penitenciarelor vreau să vă comunic că a continuat demersul de școlarizare anuală a 20 de persoane din Republica Moldova în penitenciarele din România, sistemul penitenciar din România în 2023 și s-a discutat despre noi proiecte de finanțare pentru modernizarea sistemului penitenciar în colaborare cu cele patru penitenciare din Moldova de la noi, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și întreg teritoriul Republicii Moldova. Avem reacții pozitive la acest capitol și îmi doresc ca ele să continue. Cu privire la recuperarea prejudiciului, să știți că este o temă iarăși comună despre care împreună cu doamna ministră am discutat, pentru că acest fenomen al criminalității, indiferent că vorbim de Republica Moldova sau de România, nu trebuie să fie unul profitabil. Va trebui să recuperăm toate creanțele provenite din infracțiuni și această strategie pe care am început-o în 2021 și se finalizează în 2025, cred eu că va da roade, pentru că recuperarea prejudiciului nu trebuie să fie doar un deziderat, ci un obiectiv, bugetul statului fiind afectat de acest prejudiciu nerecuperat. În final, vreau să vă rog să-mi permiteți să vă felicit ca stat pentru organizarea celui de-al doilea summit al Comunității Politice Europene și pentru faptul că avem vești bune. Următoarea ediție a platformei de sprijin pentru Republica Moldova se va desfășura la Chișinău, 17-18 octombrie anul acesta. Ministerul Justiției a avut în trecut o contribuție substanțială în funcționarea uneia din grupurile pe care le-a presupus această platformă, grupul anticorupție. Vă asigurăm în continuare, indiferent de format, indiferent de restructurare, reorganizarea activității, de suportul nostru real, autentic pentru această acțiune. Să nu uităm însă că democrația și statul de drept din Republica Moldova sunt permanent și constant atacate prin acțiuni de război hibrid ale Rusiei. Miza strategică comună, atât a României cât și a Republicii Moldova, este să contracarăm aceste acțiuni și să nu permitem destabilizare în regiune. Dezinformarea este prima armă pe care o folosesc rușii în destabilizarea Republicii și a tuturor statelor din regiune și vă asigur că și în România există acești actori utili, strategici, care avansează interesele Rusiei și pe teritoriul nostru. Ca atare, o să îmi permit să vă adresez o rugăminte, să încercăm să comunicăm cât mai clar cetățenilor din Republica Moldova, din România, ce înseamnă acest parteneriat dintre statele noastre, care sunt avantajele acestui parteneriat, care sunt lucrurile care aduc plus valoare de necontestat ca urmare acestei legături puternice dintre Republica Moldova și România. Îi adresez doamnei ministru invitația de a veni în România. Suntem la început de mandat amândouă, însă cred că o colaborare strânsă, puternică, va ajuta atât România cât și Republica Moldova. Încă o dată, doamna ministră,
aprecierile mele pentru activitatea dumneavoastră, susținerea pentru reforme și dați-mi voie să vă urez succes în activitate. Vă mulțumesc mult, stimată doamnă ministru. Vă mulțumim tare mult. Mulțumim. Vă uităm, ne uităm. Mulțumim, am urmat o mare parte de ziua și mă gândeam, da. Zici că suntem vorbită. Mulțumesc mult. Eu să vreau pentru că sunt plus, că avem multe lucruri. Nu? Și eu vreau să vreau să refacem. Succes la întâlnire și ne repetăm la revedere. Mulțumesc. Mulțumesc tuturor.